Credincioșii parohiei Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Călăraș l-au cinstit pe Sfântul Ștefan în chip deosebit. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Sfântul Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, este ușa mucenicilor, a spus preasfinția sa în cuvântul de învățătură. Sfântul Ștefan de Mărituri Creștini este un exemplu de trăire a cuvântului Evangheliei Vieții. Este un exemplu de mărturisire a lui Hristos în lumea aceasta plină de păcate și de întunere. Să nu ne fie rușine să-L mărturisim pe Hristos ca fiind Dumnezeul și Îndrumătorul nostru. Mântuitorul Iisus Hristos este lumina vieții noastre. Iată, asemenea Mântuitorul Iisus Hristos, care pe cruce fiind, s-a rugat pentru cei care l-au prigonit și l-au răstignit, asemenea a făcut și Sfântul Ștefan, rugându-se ca Dumnezeu să ierte pe cei care, în inconștiența lor, în nebunia lor, aruncau cu pietre, cu bolovani asupra lui. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Vincențiu a făcut o vizită la așezământul social Alexe Popescu al parohiei Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Călăraș.